Situația primarilor din comunele Pipiric și Bălțătești stă în pixul secretarilor primăriilor pe care le-au condus. Prefectura Neamț așteaptă ca aceștia să aplice legea și să înceapă procedura de destituire din funcția celor doi primari, condamnați pentru infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice. Fiind vorba de primari, prefectul este cel în măsură să emită ordinul de încetare, dar pentru aceasta, conform articolul 16, avem nevoie de un referat însoțit și acesta de hotărârea judecătorească de condamnare, referat care legea spune că trebuie să-l trimită prefectul în vederea emiterii ordinului secretarul localității. Deci eu v-am spus temeiurile legale și pașii care sunt de urmat. Noi acum suntem în situația că așteptăm acel referat și comunicarea hotărârii judecătorești ca să putem emite ordinul în condiții de legalitate. Primarul comunei Bălțătești, Radu Viorel Ursache, se află deja în penitenciar pentru executarea pedepsei de 2 ani și 8 luni. Secretarul comunei Bălțătești pare să nu fie deranjat de acest aspect și declară sec: deocamdată nu am trimis nicio comunicare la prefectură. La Pipirig, alt secretar, cam aceeași abordare, Ana Rișcanu, spune că vrea confirmare oficială de la Curtea de Apel și prefectură, în condițiile în care circuitul ar trebui să fie exact invers în cazul prefecturii. Practic, în acest moment, deși în penitenciar, Radu Viorel Ursache este încă primar, iar Marcel Prună la fel.